Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața! În sfârșit, frate. E încă luni dimineață de vreme, practic în zori. Nu e nimic, lasă că te obișnuiești. Da. E sfârșitul lunii octombrie, ar trebui să fie mult mai frig. Sunt, astăzi înțeleg că o să sărim de 30 de grade, am auzit la Europa FM. Zimnicea. Zimnicea, dumne. Da, l-am auzit pe Daniel de dimineață vorbind de faptul că e foarte cald astăzi. Da, da, fie cald astăzi. Am priceput acum, deci la întorsura Buzăului e așa. Foarte frig și la Zimnicea e foarte cald. Da, Zimnicea e... Dar Zimnicea nu prea fusese în discuție. Dificultăți. Că n-a mai fost așa cald. Dar omul înțelept își face vara... Sanie. Mulțumesc, dacă își face sanie, e cam tembelă în ziua de azi, că nu prea mai e zăpezi. Sanie cu rotile, cu rulmenți. Da. Vreau să vorbim... fac o zacuscă aia, da. O zacuscă bună. Vreau să vorbim despre repartitoare, prieteni. Sunt acele dispozitive care se pun sau nu pe calorifere. Are cineva repartitor? Eu am pentru avut. Că pare o legendă urbană. Cum e, domnule, cu repartitor? Crește factura sau scade? La ce e bun repartitorul? Sunați-ne și pe noi, 0372069599. De ce vă întrebăm? Pentru că, potrivit legii în vigoare, primești amendă dacă nu ai repartitor la calorifer, dar nu-ți poți monta repartitor decât dacă e de acord Asociația de Proprietari. Zici că suntem la Radio Erevan. Da. Deci cumva ai, n-ai repartitor, e amendă, te costă. Bine, tu care stai la casă n-ai simțit... La bloc, zic. Cine... Asta spun. Da. Cine are repartitor? 0372069599. Dom'le, dacă e repartitor, te costă mai mult sau nu? Repartitoarele le dau o bătăi de cap oamenilor de ani de zile. Da. Eu, bună oară, am repartitor. De... 20 de ani. Și e montat pe fiecare calorifer. Pe fiecare calorifer cât un dispozitiv. Și ce faci cu care el, este domnule? Citit prin unde radio din afara apartamentului meu, fără ca cineva să împătrundă în casă. Aha. Și la fiecare final de lună primesc o înștiințare cu ce consum am avut pe fiecare calorifer în parte, un total și un preț. Dar el măsoară... El măsoară, nu înțeleg cum exact, ceva, cât de cald el, ce temperatură e în cameră, face o medie, o socoteală, da. El știe cum... Tu poți să dai caloriferul mai... tare sau mai... Caloriferele, da. La rândul lor au niște robinezi termostatați, respectiv care au termostat, da. Și care au o gradație de la, dar e separat 0 la 5. De, e separat de repartitor. Da, n-ai treabă. Deci repartitorul nu mă măsoară ce e, nu poți, da, să dai din el mai tare sau există mai încet. Există cetățeni care n-au schimbat și robineții și au închis sau deschis, da, practic. Da. E, în foarte multe blocuri, mai ales în blocurile locuite majoritar de cetățeni aflați la pensie, repartitoarele au fost considerate unealta diavolului și au fost pulite și s-a plătit paușal până acum, când iată s-a dat o lege care nu mai permite asta. Nu, stai, că legea paușal. Este... Nu te stai puțin, legea este de ani și ani de zile. Numai că tot fost prorogată, nu în știu fine. Ce, și acum gata, s-a terminat. Deci cetățenii au refuzat cu îndârjire să-și pună repartitoare nu în anumite blocuri. De ce. Pe motiv că de ce? Că ne fură ăștia. Adică firmele care instalează repartitoarele au un cost de, da, citit și de făcut socotelile alea pe care le primești pe foaie. Așa. Costul ăla se ridică la câteva zeci de lei pe lună, nu mai știu cum era, știi? Și oamenii au zis, păi de cât să le dau 100 la 10 de lei, nu mai bine, dau eu caloriferul și am 40 de grade în casă vara și plătim paușal la ei. Cât da, dar pentru oamenii care stau, de exemplu, la etaje mai de sus, caloriferul se încălzește. Mă refer la radet, nu la oamenii care au centrală, știi? Sau centrală de bloc. Nu... Ei complete săraci, adică caloriferele sunt mai fierbite. Ei plăteau până acum paușal, asta a și fost. Că mulți au zis, domnule, la mine e înfundat caloriferul, nu știu de ce să... A fost toată lumea mulțumită. Aha. Cât venea nota, se împărțea la toți locatari și atâta aveai de plată. La revedere. Bun. Sunt multe telefoane. Da, multe. Marian, bună dimineața. Bună dimineața, Marian. Ai sau n-ai repartitor? Eu am. Așa. Am de prin 2012. Și cum e, domnule, cu viața cu repartitor? Ești mulțumit? Da, e în regulă. Sunt două aspecte. Mm. Când e cald afară, e bine să-l ai, că poți opri căldura și nu mai plătești. Mm-hmm. În schimb, când e frig și vrei să dai la maxim, nu prea e bine, că te costă, să zic, mai mult. Adică dacă ai avea repartitoare și ai merge cu ele pe maxim, ai plăti mai mult decât dacă n-ai avea. Dar având în vedere că iernile sunt mai
În sensul că ai împărțit cheltuiala cu poate unul care uită să pornească caloriferul în loc. Exact, exact, exact. Iar în cazul în care le ai, mai costurile de procesare, 12, 15, 20 de lei pe lună, da, și mai trebuie să plătești spațiile comune. Casa, scării, coloanele și alte lucruri. Și alea, iartă-mă, spațiile alea comune, dacă n-ai avea repartitoare, oricum s-ar plăti. Atât că le-ai plătit. Oricum le plătești cu sau fără repartitoare, dar asta în momentul când ai, pe lângă consumul tău individual, da, mai plătești și cu o altă parte din spațiile comune. Oricum le plătești. Adică o vezi. Dar una peste alta, vezi, da, eu sunt mulțumit. Plătesc mai mult decât al cei care nu are. Mulțumesc mult. Iată. Adina, bine ai venit! Bună, Adina! Bună, bună dimineața! Bună. Și eu am repartitoare și ce vreau să vă zic este că este un contor pe scară, da, în beci, care se citește și se știe exact cât e suma pe scară, iar suma indexilor dați ca citire reprezintă baza de calcul. Am înțeles. Iar lumea dă tot mai puțin index, nu sunt cu radio, sunt citire, dau în oamenii casa, citirea normală, online. Uh-huh. Așa. Și unii dau puțin și unii dau corect. Păi și iar cum îi verifici pe aia care dau puțin? Păi din când în când vine un cetățean și verifică. Vezi că restul au foarte puțin. Ideea e că tu fiind corect, plătești de 2-3 ori mai mult. Pentru deci că valoarea indexului e mult mai mare. Deci trebuie de alea radio. Alea sunt bune, alea radio, să nu poate șmechere. Marcela, avem pe cineva pe linie care nu vrea repartitor? Hai, mai avem? Andrei, bună dimineața! Deci dacă nu numai de la radio. Bună dimineața! Da. Bună dimineața! Bună dimineața! Eu am repartitor, dar nu-l folosesc. Cum adică? Îl dau jos, îl las o săptămână și după aia îl dau jos și îl mai pun după aia. Că e mai simplu așa. Poți să-l dai afară, că e rece, și când e rece... Da, iartă-mă, dar e o formă de furt. Este, dar ce să facem? E greu în România. E ca și mai pune magnet pe contorul de... Da, și la astea de la apă am tot așa o sârmă, o bag pe acolo și... Nu cred, glumești. Nu se învârte. Nu, păi, nu avem ce să faci. Okay. Că da, plătesc vecinii tăi, adică tu nu arzi statul aici sau pe o entitate necunoscută, ci pe proprii tăi vecini. Da, merită. Bine, care s-ar putea să merite. Păi... Unii o și merită, da. Ce, n-au și ei bormașină? Stați așa că Daniel n-are repartitoare. Bună dimineața. Daniel, Daniel, te împotrivești, adică? Bună dimineața, bună dimineața tuturor. Salut, te auzim nasol pe speakerul ăla. Pune, ia telefonul la ureche și zile. Imediat, asta fac. Da, te rog. Bună dimineața tuturor. Deci te opui? Da, m-am opus. Da? Și o să și explic de ce. Da. O să vă iau un minut suplimentar. Mai puțin chiar, hai, te rog, te rog, te rog. Bun, m-am opus pentru că imaginați-vă situația în care toți cei dintr-un bloc opresc caloriferele. Așa. Repartitoarele lor vor fi zero, să presupunem, nu se consumă nimic. Da. Și atunci, încălzirea centrală, da? Centrala vest, centrala sud, așa, ce fac? Se opresc sau produc energie și aia trebuie plătită de cineva. Deci ăsta e un punct. Ui. Și al doilea punct, cred că repartitoarele pot fi o chestie bună, numai că ele, mă rog, la origine au fost... s-au făcut repartizările în mod obiectiv, însă legea lor de funcționare, să zic așa, s-a balcanizat întrucâtva. Există firme, nu știu câteva zeci, care își împartă acest market și fac bani din citiri. Normal, e un serviciu, mulțumim frumos. Gata, nu mai avem timp, că te-am ascultat cu mult interes. Da, să știi că e un serviciu și... pe care trebuie să-l plătești, nu? Adică da, citirea respectivă. Asta e vina celor care fac, care domină piața. Marian e președinte de asociație. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ia zine, care e treaba? Problema este că noi am fost 10 ani cu repartitoare. Așa. Și am renunțat la ele. De ce? Și oamenii sunt mai mulțumiți să plătesc acum în poșal, pentru că plătesc mai puțin decât plătea când avea repartitoare. Cum oare? Pe clipa când, vă dau un exemplu, dumneavoastră aveți repartitoare și eu sunt vecinul de lângă dumneavoastră, am repartitoare, dar închid caloriferul, ce se va întâmpla? Toată căldura se va pierde pe pereți. Nu se pierde chiar toată, dar o parte se pierde, da. Cea mai mare parte, vă spun sigur. Asta datorită faptului, v-am zis, 10 ani am fost în repartitoare. Dar dacă un om vrea să stea în frigul lui, adică... Dacă păi da, adică, se pune la socoteală că se va distruge blocul în felul acesta. Că el poate să... Păi și dacă are repartitoare și își închide caloriferul, tot taie. Tot taie este. Cine vrea să stă așa...
De pildă am situație la mine în bloc, care au venit, s-au dus la Radeș și și-au scos două calorifere din apartament. Așa. Cele din bucătărie și din baie, rămânând cu cele din cameră. Și împărțirea la paușat se împarte pe suprafața locuibilă. Dar nu se iau în calcul și numărul de elemenți? Adică dacă e un vecin care își pune un calorifer cât o ori peretele? La paușal nu se ia în calcul elemente. Păi de ce? Adevărul e că e dramatică, noi râdem, dar nu-i de râs, frate, că sunt oameni care au ajuns să-și scoată caloriferele din casă, să se debranșeze de la radet, ca să-și scadă cheltuielile de întreținere. Adică eu cred că sunt danezi din blocare și-au scos. Nu, mă, sunt oameni amărâți, sunt oameni în vârstă. Concluzie. Toți repartitori, apropo de paradoxul legii, toți consumatorii trebuie să aibă repartitoare individuale la calorifere până la 31 decembrie 2023, potrivit legii eficienței energetice. Termenul a fost prorogat de 5 ori în 16 ani. Dacă n-ai repartitor, amenda este între 500 și 1000 de lei. Se dă printr-o metodă de asta complicată, trebuie să sesizeze primăria, nu știu cum, și să acționeze. Ceea ce... Deci nu cred că a fost vreodată amendat cineva. Deci este enigma și dilema repartitorului continuă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.